Bună, dragilor! Bine vă regăsesc la un interviu. Nu am mai făcut de mult. Alexandra Mihătescu este numele meu, iar invitata mea din această după este doamna dr. Sorina Soiescu, cu care ne vedem la final de august, așa, pe ultima sută de metri de vară și trecere în noul sezon de toamnă. Ne-am propus să discutăm despre borcanul cu vitalitate. Știm că deja pleacă sezonul cald, unde ne este starea de bine, soarele, da, vitamina D din plin și starea estivală și de concediu și urmează să ne pregătim nu, pentru toamna Și atunci, doamna doctor, ne vine în sprijin cu exerciții practice și cu noutăți. Bună, Sorina, cum ești? Bună, bună, Alexandra! Îți mulțumesc că m-ai invitat la interviu și mulțumesc tuturor celor care vin alături de noi și îl urmăresc. Eu sunt foarte bine, mulțumesc! Asta fac exerciții, să-mi umplu borcanul cu vitalitate, că de asta am și numit webinarul în modul ăsta. Am tot descoperit întreaga vară, am avut câteva evenimente și am avut timp să scriu niște cărți, ca că așa s-a întâmplat. Vara asta a venit pentru mine cu... cu inspirație. Cu inspirație, efectiv cu inspirație, ca urmare a tuturor întâlnirilor pe care le-am avut în tabere și în retreat Am văzut ce nevoi sunt, ce nevoie am, pentru că în general atrag spre mine nevoile, oameni cu nevoile mele asemănătoare ca să rezolv și eu niște lucruri și am realizat că există câțiva mari consumatori de energie în interiorul nostru iar cel mai mare consumator de energie pe care l-am identificat e povestea minții. E ce se întâmplă aici. A, în, a, eu îi spun mai muțică. Am văzut că multă lume îi spune mai muță, Alții îi spun instalația străină: că realmente e ceva care pare să fie pus și să funcționeze dincolo de controlul nostru, fiecare îi spune altfel. Cert e că e o poveste care se derulează acolo, în capul nostru, și este învârtită în jurul unor subiecte, unele aparente și unele mai puțin aparente. Și am văzut că unele consumă enorm de multă energie, chiar reușesc să ia din energia corpului. Adică poți să ai o stare de bine, să fii în vacanță, să stai pe șeslonc să stai pe plaje, să n-ai nimic de făcut și brusc îți vine în cap, da, cu tăricul, da, datoria pe care o am nu știu la cine, da, oare de ce ălălalt se simte rău că i-am spus eu nu știu ce și începe să apară o poveste întreagă și te trezești brusc că te simți rău. Obosit, sau, cu toate cu că ești toate la relaxare. Cu toate că ești acolo sau ce urmează să fac sau mamă, n-am terminat ce aveam de făcut și uite, eu stau aici și nu stau, lucrurile sunt neterminate Apare acolo. Apare vinovăția chiar. Mulțumesc! Deci ai pus Exact, degetul acolo, pe locul central. Pe asta am și noi, pe rana, rana rănilor, că despre asta o să vorbim la webinar mai mult. Este ceea ce eu numesc principala descărcătoare de energie din obăția. I-am spus în cărțile, în cartea pe care am scris-o și vreau doar să prezint rapid, te rog, chiar te rog. Este cartea. mulțumesc mult că îmi permiți. Asta e cartea chiar. care a apărut la askashop.ro care este treaba mea, deci este cartea pe care am scris-o vara asta și în care discutăm foarte mult despre, așa este sintagma, borcanul cu vinovăție și o să vedem de ce e borcanul cu vinovăție și cum se acumulează acolo și ce fel de capac folosim ca să o ținem acolo în borcan, că e un capac pe care fiecare dintre noi îl folosește și capacul ăla dă la o parte și nu știi ce să faci. Ne încep o mulțime de senzații și o să vedem cum reușim ca în cămara vieții noastre, unde avem cam multe borcane cu vinovăție, că se adună, știi? E unul din copilărie, unul din adolescență, ca adult tânăr face o mulțime de boacă, ne Cred că de deja până. sunt butoaie, nu mai sunt borcane. Acum a fie vorba de. Între de, de, de alea mare, așa, știi, sunt acolo, da? Și vreau să le luăm și să le punem în partea de jos. Sau poate chiar să mai dăm afară unele dintre ele și să le înlocuim cu borcanul cu vitalitate. Așa i-am spus eu. Să vedem ce putem să facem, cum putem să vedem lucrurile diferit. Am reușit să proiectez niște exerciții într-un caiet care însoțește cartea care e treaba mea și se cheamă Rădăcinile Vindecării. Deci este caia. Asta este caietul. Deci, să un acest... link în descriere celor care ne urmăresc de unde pot achiziționa cărțile. Eu o să vorbesc despre cărțile acestea și ele vor fi și la un mic preț de discount pentru webinarul nostru. În caietul acesta am povestit de câteva exerciții, cum pot să schimb viziunea în două secunde. Deci ai o viziune într-un fel și poți să o schimb foarte rapid, astfel încât e pă, oare de ce pierd o energie, văzând lucrurile în felul ăsta. Și mi-au plăcut, le-am testat exercițiile astea cu doamnele din me. Ne poți da unul scurt așa aici pentru cei care sunt cu noi? Teasing, așa foarte rapid. Teasing, da? Da. E unul da. E unul care ne-a plăcut foarte tare și a fost extraordinar. Uite, fac exerciții cu tine. Da? Te Uite, te pe tine. Ce îți displace la cei din jur? Ce îți displace la oameni? Deci trei lucruri care displac la oameni. A, lipsa de punctualitate, faptul că nu sunt serioși, sau cel puțin au momente când spun una și fac alta, și a, unii sunt lenți față de mine, cel puțin. Asta sunt trei chestii, bun? Asta e prima parte a exercițiului. Ai definit ce îți displace la ceilalți. A doua parte a exercițiului, vreau să respiri adânc. Și să spui. Eu sunt lipsită de punctualitate. Eu sunt lipsită de punctualitate. Încerc să simți cum e asta. Deci, eu sunt nepunctuală. Mm. Am este... pe undeva pe acolo, da? Spune, eu sunt nepunctuală. Deci, eu sunt spune? nepunctuală. Vezi ce simți, da? Eu sunt neserioasă. Eu sunt neserioasă. Eu mm. sunt lentă, uneori. Eu sunt lentă, uneori. Mm. Nu-mi place ce simt. Ceea ce ai simțit? Că asta e, asta e foarte util să observi. Deci ce simți? Na, Cumva că nu e așa, că nu e nedrept, că nu, că eu fac tot posibilul să fiu punctuală, <gângătă> rapidă și... O pui, o pui rezistență la toate astea, da? dar când, când a fost să fie despre tine cu treburile astea, ai fost așa de vehementă ca atunci când a fost să fie despre ceilalți? Nu, deja mi era greu să și pronunț. <gâtă> despre asta e vorba. Adică puterea... eu cum, nu? <gâtă> Deci, în momentul în care trăsăturile pe care le atribuim altora, încercăm să le observăm, să le luăm ca fiind ale noastre, pentru că, de fapt, le vedem la alții, pentru că sunt și la noi, dar s-a ascuns nu le vedem. Dar, în momentul în care spui despre, devii mai blândă. Și dacă te îmblânzești un pic, te îmblânzești și vizavi a vis de ceilalți și nu mai pierzi energie în a face evaluări de genul ăsta, care, de multe ori, îți iau energie. Îți iau energie. Deci, de fiecare dată când e un conflict și când te geluiești și când îți pare rău că ăla face aia, ăla, mă rog, ăla nu se comportă cum aș vrea eu, pierzi energie. Asta înseamnă că nu accepti lucrurile cum sunt. Oamenii sunt cum sunt. Îi vezi. Odată ce îi vezi, îți iei niște decizii. Dar nu stai să te jeluiești, că ăla e lent, că ăla e neserios. E neserios, nu mai lucrezi cu el. E lent, îl dai la o parte. Simplu. Fără jeluire. Deci toate chestiile astea, criticile și judecățile, așa cum bine știi, care noi le-am numit capetele balaurului vinovăției, pentru că o să vedem de unde vin, iau energie. Și în momentul în care faci tipurile astea de exerciții și vorbești despre tine în termenii în care vorbești despre ceilalți, te îmblânzești. Uite, e important de menționat, eu nu fac reproșuri de fel oamenilor, sau cel puțin nu așa, nu exterior, Așa, în da, tot e bine, știi, zic, a, uite, nu s-a mișcat suficient de rapid, sau uite, putea să fie mai serios, e la nivelul minții, la mine e rumoarea din interior. Corect, dar pierde energie atât de mult, deci da. aia e mai rău pierdere de energie, pentru că nici măcar nu o aduci în planul conștiinței și nu o observi. Ori, practic, despre asta facem, noi în toate treburile astea cu borcane, de ce le-am numit borcane? Le scoatem capacele și scoatem la suprafață. Hai să vedem ce e acolo. Hai să vedem. De ce ne gândim așa? De ce ne plângem așa? De ce ne geluim așa? Câtă energie mai putem să pierdem în toate poveștile astea? Și în momentul în care înțelegi că orice e în noi e și în ceilalți, începi să te poziționezi diferit cu economie de energie. Te lucrezi acolo, faci acolo, faci un fel de slalom printre tot ce vezi și asta tace. Nu mai îți subtitrează povestea. Știi că asta se întâmplă, practic, mintea subtitrează povestea la fiecare pas. Tu observi că la e serios. Trebuie să vină și mintea să zică ta 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 da? adică da, o constatare, e neserios, doar că mintea preia și emite judecăți și consumă energie Că acum constatarea în sine nu este o problemă, că constat și mai, mai departe Exact, și constatarea te face să îți iei niște decizii tu și gata Deci ai văzut că e, ba, știu cum e, pac, și mi-am luat o decizie și am, m -am poziționat diferit dar dacă începi să și judeci, pierzi energie. Da. e, foarte important. Puțin fac diferența dintre judecată și constatare. Adică din a judeca pe cineva în ceva și constat că e un comportament așa cel puțin perceput de mine ca fi, nu știu, neserios. Eu îl constat și atât. Constatarea de scurtă durată, judecata chiar poți țină, știi? E ta, 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 e ceva care ține, e ceva care continuă acolo în mintea ta și te deranjează. Îți declanșează o reacție emoțională. Corect, da. Constatarea nu se declanșează nimic. Constatarea îți modifică acțiunea. Am constatat asta, mă poziționez în felul ăla și merg mai departe. Am și uitat. Nici nu mai știu ce s-a întâmplat. Aici mai trebuie să învățăm și detașarea. Sunt multe componente, dar în momentul în care nu judeci, nu ai nevoie să detașezi. Judeci. Constați, te poziționezi, continui viața. Cu... Și nu, viața, practic, e o serie de constatări și de poziționări. Nu de povestiri. Știi, dacă lași mintea, ea se duce și povestește și explică și când te întreabă cineva cum a fost cu ăla și începi și scoți povestea. Da? Și cel mai bun răspuns e când te întreabă cineva cum a fost cu X sau cu Y, constată tu, du-te și a experiența ta. A fost experiența mea, nu poți să te dau. Chiar nu ai ce să faci cu ea. A fost experiența mea. Da. De, că, de aceea, ai, unii, unii oameni, noi ne înțelegem foarte bine, cu alții, da. poate, nu ne înțelegem deloc. Vine o altă persoană, prieten, rudă, și persoana cu care eu nu mă înțelegeam se înțelege extraordinar și zic, domne, dar eu ce -am... Adică, de ce că doar e același om? Același om, doar că fiecare vedem lucrurile în mod diferit, ne conectăm pe alte părți ale personalității noastre și asta e. În decursul vieții. S-ar putea să nu te înțelegi bine acum și peste 20 de ani să se întâmple ceva, te întâlnești cu persoane și bă, dar de ce -am? Până înainte n-am reușit să facem comunicare? Eu chiar am observat asta, de exemplu, la întâlnirile 20 de ani de la liceu, să vorbesc cu oameni cu care la liceu nici nu aveam nimic de a face și după aia să constat că avem atâtea lucruri comune că am crescut în aceeași direcție. Așa s-a întâmplat. Și am găsit multe de împărtășit și de comunicat. Deci e vorba pur și simplu de acceptarea situațiilor. Și ca să acceptăm că ne aflăm într-un moment în care ne aflăm, să, e, e foarte mult nevoie să conștientizăm ce se întâmplă în mintea noastră, să ne vedem, să ne auzim poveștile, să fim prezente, prezenți atunci când sunt poveștile, să le mai scoatem la suprafață că multe sunt, așa cum zici tu, doar la nivel de minte. Niciodată n-am vorbit despre că e secret. Nu, eu sunt fată bună. Cum să vorbesc de chestiile astea? Cum să zic eu de mine că sunt neserioasă? Sau sunt lentă? Sau sunt. Uh, uh, da. Um, nu-mi respect promisiunile da. Promisiunile. Cum o să zic despre promisiunile? Vai, se poate? Cu toate Dar, astea, tot facem din astea Adică fără să vrei, tot ajuns să, să avem faci și știi, știi ce faci? Faci față de tine lucrurile astea Da, undeva trebuie să scape Bă, da, fitilul la borcan Pe care am observat că pierderile de energie sunt de fiecare dată când nu-mi respect angajamentele față de mine Știi că eu îmi promit Băi, din mm -hmm. momentul ăla mă opresc, fac o pauză mă odihnesc și așa mai departe. Și mă vin toate presiunile. Hai, da, hai, da, hai, da, hai și îmi încalc promisiunea pe care mă fac mie. Nu îmi încalc niciodată promisiunile făcute altora. Ce înseamnă asta, apropo de seriozitate? Da? E maxim de neserioasă față de mine, pot să o spun. <laughs> e, e, util să observ asta. Pentru mine a fost foarte, foarte util să fiu onestă, să observ lucrurile astea și să înțeleg unde pierd energie. Și atunci... Um, ce mi-am propus e să deschid un borcan mare, de asta l-am și numit borcanul cu vitalitate Și să-mi pun acolo acte de bunăvoință, de bunătate și de respect față de mine Când mi-am respectat somnul, când m-am dus la culcare la ora care trebuia Când am consumat ceea ce trebuia, că mi-am propus să mănânc o anumită dietă Da, a venit lumea cu ispite și am zis nu Când am zis nu și am rezistat, ok, mi-am mai pus acolo în borcanul cu vitalitate De data asta mi-a ieșit Și uite așa mi-l încarc ca un am borcan la propriu, adică putem să punem un borcan cu biletele acolo să vadă mai mulți E foarte util. Știi, apropo de instrument, și ăsta e un alt instrument. Deci este extraordinar să-ți pui eu un borcan de sticlă în care să-ți pui pe hârtiuță, azi mi-am ținut promisiunea față de mine, azi m-am culcat la timp, azi mi-am făcut exercițiu, azi am mâncat cum trebuie și să vezi cam câte -a de să Sau niște bile albe, știi, pe care să le pui acolo, să vezi că... Da, sunt bune biletele ca să știi exact ce ai făcut. Că ce ai făcut, e... da. Sunt niște acțiuni pe care fiecare dintre noi le consideră benefice pentru corpul fizic, pentru starea de sănătate și pentru vitalitate, în general. Când le faci, ai vitalitate. Ca și la tine. Dacă dormi suficient, dacă te duci la culcare și ai un somn bun pe noapte, cum te simți a doua zi? Mm. Bine. Ești alt om. Cu energie. Cu mintea întreagă, clară. Ești optimistă? Ești binevoitoare față de ceilalți? Complet opus dacă nu ai. Mai foarte bun. mult se vede la copii când sunt obosiți și când sunt odihniți. Deci, mă uit la fica mea că în momentul în care doarme, când se trezește, are o față luminată. E de alt om, adică, dar foarte bine, că ei sunt foarte expresivi, probabil, și se observă când e când e obosită și după ce doarme, efectiv, e luminată la față. E, e altfel. Și atunci chiar o să și vezi că sunt, despre asta o să vorbim, exact acțiunile umane care ne încarcă cu energie. Și sunt. Câteva fundamentale, despre care discutăm, am discutat în foarte multe dintre webinarile noastre, dar trebuie să ni le reamintim. Pentru că e, e foarte ușor să, să le dai la o parte. Știi, reamintirea aia de care povestim noi, repetiția, ne face să conștientizăm ce e benefic pentru noi. Și e nevoia, e, e cum facem noi la copii, că așa îi educăm. N-avem, spunem, te pe el pe dinți, îți faci dușul și asta facem zi de zi, de zi, de zi, de zi, de zi până când devine un automatism. Și e de la sine înțeles, dar își mențin astfel corpul în stare bună. La fel, ne menținem borcanul cu vitalitate plin și ne menținem în stare bună, noi, ca oameni. Și de asta și fac acest webinar acum, la final de vară și la început de toamnă, pentru că toamna, noi începem școlile, ne întoarcem în colectivitate, deci cei mai mulți începem joburile, plus începe adaptarea termică la, la noul anotimp facem trecerea ușor ușor către apar ea, răcelile, apar, da, Apar toate parte... problemele de sănătate și așa mai departe. Și avem nevoie de această vitalitate. Avem nevoie de vitalitate, înseamnă energie. Include imunitate. Și atunci avem nevoie. Borcanul ăsta acum, la final de vară, are nevoie să fie un pic plin. Ca să avem de unde goli pe măsură ce mergem în decursul uh, anotimpului și să știm cum să-l reumplem. Ca asta e foarte important. Deci, asta o să facem la webinar, asta o să discutăm. Deci, exerciții, tehnici, uh, inclusiv pe partea de um, um, poveste mentală, dar și tehnici propriu-zise, cum am vorbit partea cu Borcanu și câteva exerciții fizice pe care vi le propun, plus ceva remedii naturale pentru susținerea corpului, ca să menținem și vitalitatea fizică a corpului, exact la început de toamnă. Deci, o să fie o mulțime de trucuri. Uh, și o să mai discutăm puțin din cartea care e treaba mea O să lucrăm exact pe... Uh, e o poezie în carte la început Exact cartea este uh, toată structurată în jurul unei poezii Care e treaba mea? Și începe cu ce nu e treaba mea da? Și doar premiile cinci versuri vi le spun Am mai povestit de poezia asta Dar este mie dragă și a trebuit să o dezvolt în carte da? Nu e treaba mea să-i repar pe oameni Nu e treaba mea să-i salvez pe oameni nu e treaba mea să-i urmăresc pe oameni, nu e treaba mea să-i schimb pe oameni și nu e treaba mea să-i fac fericiți pe oameni. Deci asta sunt primele cinci chestii. Și de câte ori mă bag în ce nu e treaba mea? Oh, aproape tot timpul, da? Da. Și pierd energia. Și o să vedem la webinar, o să vorbim de toată poezia, tot ce nu e treaba mea și la final ce e treaba mea. Aia e treaba mea, aia e treaba și o să vorbim exact ce e treaba, fie, e treaba mea. Să mă ocup de corpul fizic, să-mi echilibrez emoțiile, să-mi poziționez mintea pe direcții pozitive, ce facem noi? Direcții pozitive. Ce faci tu în cadrul da, platformei pe care o organizezi? Deci dai hrană pentru minte în niște direcții pozitive utile. Așa da. ne dorim. Acum mai ține, știi, noi ne facem partea. Tu îți faci partea ta de a veni cu exerciții, cu practică, cu informații, cu ajutor, cu sprijin, răspuns la întrebări și așa mai departe. Dar acum mai rămâne și partea celuilalt de a pune în practică, de a exersa, de a veni în primul rând la webinar. Da. V -am, v -am, vă mulțumesc mult că sunteți alături, dar e util să auzim iar și iar lucrurile astea care imprimă o altă direcție decât direcția, să zicem, oficială mentală. Că oficial, mintea e trasă în tot ce înseamnă divertisment, e împrăștiată. Iar noi încercăm să oferim niște focalizări pe direcțiile pozitive care încarcă corpul cu energie. Deci, asta e tot ce încercăm noi să facem. Eu am o, o vorbă pe care o spun, oricum repetăm diverse gânduri, diverse comportamente, acțiuni, da, direcții. Măcar dacă introducem una nouă, da, acolo cât de mică, și o repetăm și pe aceea. Oricum repetăm, oricum depunem efortul de a gândi, oricum depunem efortul de a face de zi cu zi câte ceva. Deci, mare lucru nu pare că faci, dar dacă pui o virgulă undeva, se simte adună. E ca la borcanul cu vitalitate. Știi cum zici tu? Bilă cu bilă, bilățel cu bilățel. La un moment dat e borcanul plin și wow. Știi? Când vezi borcanul la plin, e într-un fel. Cine, știi, eu am fost fan pușculițe când eram copil. Mie îmi plăcea foarte tare, știi, să umplu cu bănuți, cu, mă rog, ce mai puneam, că nu puneam tot timpul bănuți, că nu erau. Mai puneam în pușculițe, erau poze de alea de la gumă de mestecat, mă rog, prostioare. era, era că... colecțiile, era vremură, vremea, colecțiilor de tot felul. Dar chiar mi-amintesc am cum se umpleau. Adică, și nu, era o chestie pe care o punem la două, trei zile, nu puneam chiar în fiecare zi, dar știam că odată pe an, când mă uitam acolo, aveam 200-300 de chestiuțe adunate sau de fise, de monede, să adună. Deci, noi, în viețile noastre, oricum adunăm. Adunăm bile negative sau adunăm bile pozitive. Și atunci, dacă tot o facem, hai să o facem conștient, hai să o facem împreună, hai să o facem structurat pe niște direcții despre care lumea științifică spune că sunt benefice corpului întrucât mare parte din documentările mele sunt pe toate studiile legate de ce îi face bine corpului ce îi trebuie corpului nostru să se, să rămână în viață și să rămână în stare de bine asta e ce studiez eu de 30 și un pic de ani tot, tot timpul știi, în ultima perioadă tot zic de 30 de ani dar stăteam și mă gândeam am 40 de ani, avem astăzi o pacientă la cabinet și zice, vă cunosc din 1994. Și zic, m-am făcut eu un calcul așa. Zic, 40 de ani. Zic, pe bune? Printre primele mele paciente, știi? Care a venit la cabinet, o pacientă care a avut un cancer de sân și e alături de mine acum. Și am zis, știi, pentru mine e wow. Da, astea da, da, da. sunt împlinitoare când, când, le, le vezi. E un mare privilegiu. Și chiar îmi spunea doamna, zice, am, ajuns, am ajuns să văd și copiii, să văd și nepoții. Și era atunci, avea fetița, avea două fetițe, una în clasa întâia și una clasa patra. Și era cu cancer și era o să mor, o să-mi las fetițele singure, na, na, na. Și iată că 40 de ani mai târziu, acum se duce cu nepoței la grădiniță și mi s-a părut fabulos, știi, apropo, astăzi. Și exact azi am constatat, eu văd pacienți de 40 de ani, de fapt. Tot spun de 30, mă fac și eu tânăr, așa, știi? Mă o tânără, așa, de 10 ani, tot spui că de, -a cu 30, știi? 30. <laughs> și între timp s-au făcut 40. Da, și făc... Deci, efectiv, s-a adunat multă experiență și s-au adunat dovezi practice că ceea ce lucrez și eu cu mine și cu oamenii funcționează, altfel n-aș avea nicio vitalitate și stare de bine și asta, să pot să fac atâtea să învăț și clienți, să scriu și cărți să fac și um, um, evenimente, fac și evenimente online, fac și evenimente live anul ăsta chiar am făcut poate foarte poate ne mult. vedem și într-o tabără pe Alexa Event, facem o tabără de Dar ce nu? E foarte fain, că deja m-am obișnuit cu taberele, am văzut că e fun <laughs> și oamenilor le place și îmi place și mie, realmente îmi place interacțiunea cu oamenii. Și deci asta este zona de experiență din care vin. De fiecare dată observ că, indiferent cât studiez, ajung la niște adevăruri simple care sunt aproape aceleași. Corpul uman are niște reguli foarte simple și îmi place la fiecare webinar să le amintesc. Aia e. Sunt regulile de circulație ale corpului. Le respecti, funcționează bine. Nu? Începe să aibă probleme. Și asta le reamintesc, plus, acum studiez regulile de funcționare ale minții, da, acolo este așa o întreagă, știi, e o lume foarte interesantă, dar îmi place să mă joc și pe acolo, așa îmi pun vestea de siguranță că acolo e mai complicat, nu pot să not fără vestă. Da, mintea ne... când te duci într-o parte, când în alta, când dacă la corp regulile sunt destul de clare, la minte uh, nu se știe niciodată ce apare nou. Dar, da, e fan, e drăguț și acolo, adică te ancorezi în corp și poți să explorezi toată zona asta mental-emoțională și să o pui în practică. Să te joci, să observi, să vezi ce îți face ție bine ca personalitate, ce îți face ție mai puțin bine și uite așa crești. Crești, te dezvolți și te menții în stare de bine. Dăm voie să le arăt celor care ne urmăresc pe site palexaevent.ro pe la cursuri live pot să regăsească webinarul de sâmbătă care începe la ora 6 până la ora 20. Se va oferi înregistrare, deci nu vă faceți grijă apropo de a repeta și de a exersa într-adevăr când vine foarte multe informații, dacă nu reușești, poate în momentul respectiv să o cuprinzi ei cei care participă au acces la, la înregistrare și de asemenea unde găsesc cartea, am zis că să pun un link. O pot achiziționa o secundă să da, un share și acolo. Da, da, este un shop pe care îl are o... Um, da, ok. Da, pe pe shop.asca.ro unde puteți uh, să găsiți uh, cartea împreună cu uh, caietul de da, lucru. Să achiziționa și separat, dar recomand caietul. Este un preț promoțional deocamdată pe site. Uh, pentru că e la debut totul uh, am să încerc împreună cu firma să vedem dacă obținem un preț mai bun și pentru participanții la noi. Asta e ce intenționez eu pentru, ca și cadou pentru participanții la webinar. Și bineînțeles că noi avem tombolele noastre surpriză cu participări gratuite la alte evenimente. Noi avem și alte evenimente în toamna asta. Noi programasem noi două alte evenimente, dar ăsta a venit a Ele așa, sunt în continuare programate, doar că a mai străicurat încă unul Cum nu a fost începutul anului, a apărut așa, s-au aliniat lucrurile și a mai trebuit să fie unul Când trebuie să se întâmple, se întâmplă ce mai A cerut energia, realmente Deci eu mă, eu mă las în voia energiei și am zis, atunci trebuie, pe 31 august trebuie, exact Și s-a nimerit să fie și așa într-o zi de weekend, am zis că poate reușim să... Convinge pe oameni să se uite un pic Să vină, să participe, să fie alături de noi um, Pot să în... o facă de pe plajă Dacă încă sunt în concediu în Într-o pauză, într pauză la vacanță Doar să stea așa cu o urechiușe Pentru că le va fi foarte de folos Pentru toamna care urmează Și pentru toate pregătirile Noi o să mai avem evenimente În care o să vorbim mai multe Despre tratamentele medicale Despre toate remediile naturale pentru corp ca să se mențină într-o stare echilibrată în toate trecerile astea termice și în toate provocările imunitare, dar acest webinar este în mod dedicat temei vitalității, energiei, da? forței pe care o avem în corpul fizic și care ne animă pe noi toți și ne face să trăim viața frumos și în flux. Apropo de minte, că spuneam Aurie, mintea învață sau învățăm mult mai ușor când suntem într-o stare de relaxare. Normal, dacă sunteți încă în concediu sau dacă ați venit sau vreți să plecați, nu contează, ne vedem sâmbătă de la ora 6 uh, și uh, ce să zic, și la celelalte, dar mai revenim noi. Mulțumesc foarte mult pentru detalii. Vă invit cu drag să urmăriți și pe site-ul alexaevent.ro la cursuri înregistrate, webinariile uh, doamnei doctor Sorina Soiescu, mai ales că acum sunt la jumătate de preț. am pus așa, apropo, vară, da, s-a dezbrăcat prețurile și le regăsesc pe site la reducere. Da, sunt foarte multe informații utile. Realmente... Tot până pe 31 august vor fi reducerile, deci e așa. O ocazie și o oportunitate. Chiar vă, vă recomand. Realmente sunt foarte, foarte multe informații utile. Din toate, sigur veți găsi lucruri practice care să vă ajute în viața de zi cu zi. Intrați, vedeți exact că sunt descrierile acolo care rezonează fiecare cu nevoile, le nevo nevoile lui. Mulțumim că ați fost alături de noi și să ne vedem cu drag la webinar. Și îți mulțumesc, Alexandra, și pe curând tuturor! Mulțumesc!